Oamenii legii au reținut persoanele care au sunat la 112 pe parcursul lunilor ianuarie-februarie și au anunțat despre existența unui obiect explozibil în incinta unui casino din sectorul Botanica. Aceștia s-au dovedit a fi doi bărbați cu vârstele de 43 și 53 de ani, ambii locuitori ai capitalei. Forțele de ordine au stabilit complicitatea lor în 8 cazuri la casinoul din sectorul Botanica și într-un caz la un restaurant din sectorul Ciocana. Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul în vârstă de 53 de ani era organizatorul alertelor cu bombă, cu ajutorul unui dispozitiv înregistrând comunicarea mincinoasă, iar al doilea suspect efectua apelurile la serviciul 112. Ulterior, în urma efectuării perchezițiilor autorizate la domiciliile și în automobilele suspecților, polițiștii au depistat mai multe cartele SIM, un telefon mobil și dispozitivul pe care era înregistrată comunicarea mincinoasă. Fiind jucător de o perioadă mai lungă de timp, li s-a pus interdicția de a vizita cazinoul dat, motiv pentru care au recurs la acest gest. Inculpații riscă o amendă de până la peste 52.000 de lei sau închisoare de până la 3 ani.